Ziua bună, prieteni! Sunt Valiconea și astăzi vă prezint un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Anul 2024 vine cu o avalanșă de scumpiri. Bugetul gol trebuie umplut. Deși nu odată Dalde, Ciolacu și Ciucă s-au jurat că nu vor mări taxele și că vor ține prețurile sub control, anul 2024 a venit cu o avalanșă de scumpiri în magazine, benzinării și nu numai. Au crescut prețurile pentru țigări, alcool, alimente bio, dulciuri și sucuri, dar și pentru cei care merg la sala de sport. De la 1 ianuarie, accizele și taxa pe valoare adăugată pentru o parte dintre produse s-au majorat și achizițiile de case devin mai scumpe. Pentru firme, anul se anunță complicat. La cele mici, impozitele se pot tripla, iar la cele mari vor da și ele mai mult la stat. De altfel, primele minute ale noului an au adus și prețuri noi la pompă. Carburanții s-au scumpit ca urmare a majorării accizelor. Și ce va urma? Știm cu toții că scumpirea carburanților va fi urmată, firesc, de o altă avalanșă de măriri de prețuri la mult mai multe produse. În ipocrizia lor, a se citi goana lacomă după bani, guvernanții au justificat creșterea accizelor la produsele cu zahăr, la țigări și băuturi prin faptul că au grijă de sănătatea noastră. Păi bine, mă, ipocriților, dacă vă jerfiți pentru sănătatea noastră, de ce ați scumpit taxele la produsele bio și la sălile de gimnastică? Și dacă ziceți că vreți o țară ecologică, de ce ați mărit TVA-ul la panourile fotovoltaice? Și încă ceva, văd că voi omorâți gâsca ce face ouăle de aur, adică distrugeți mediul privat, prin triplarea impozitelor la firmele mai mici și taxarea cu 1 sau 2% din cifra de afaceri la firmele mari. Aparatul bugetar se mărește continuu, iar de desființarea pensiilor speciale nu se mai spune nimic. România se îndreaptă spre o gravă criză financiară și guvernanții o adâncesc și mai mult. Singura șansă a românilor sunt cele 5 rânduri de votare, dar cu o singură condiție, să deschidă bine ochii în cabina de vot. Tragedia de la ferma dacilor și complicitatea autorităților. După ce la ferma dacilor s-a produs cumplita tragedie în care au murit arși de vii 8 persoane, au început să apară tot felul de complicități ale instituțiilor statului, dar și unor înalți funcționari ai statului. Pensiunea a funcționat fără autorizații încă din anul 2013 și asta fiindcă autoritățile au fost complicii ilegalităților. Deci, deși nu aveau autorizații de construcție sau de securitate pentru incendiu, pensiunea ferma dacilor din Prahova a funcționat fără probleme, având binecuvântare și protecție înaltă încă din anul 2013. De exemplu, pensiunii ilegale îi făcea mare reclamă însuși domnul Horia Constantinescu, președintele ANPC, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului, deși se afla clar în incompatibilitate. Șmecherul de la ANPC a justificat prin faptul că era prieten de 30 de ani cu patronul, ceea ce ridică noi semne de întrebare. Acum 30 de ani era un cunoscut interlop și pușcăriaș, fiind suficient doar să amintim de cazul Porbagajul. Dar să revenim la ilegalitățile de la ferma dacilor. Cei care trebuiau să se asigure că lucrurile funcționează în mod legal, făceau chermeze exact la această pensiune. Și marile întrebări la care o să încercăm să găsim răspunsuri sunt: de ce ferma dacilor nu avea autorizație de construire, din moment ce pensiunea funcționa din 2013? Și de ce nu avea autorizație de securitate pentru incendiu? Pensiunea avea un certificat de edificare a construcției. Pe acest certificat au înscris un grajd, apoi anunțau ce construiau în timp. Dar acest certificat de edificare se obține dacă ai autorizația de construire, iar ferma dacilor nu avea. Deci, cum a obținut acest certificat? Au fost controle făcute de cei de la ISU, au găsit nereguli acolo, dar nu au fost închiși. Nu s-au mai făcut alte controle din 2019. Ba mai mult, există un ordin emis de ISU Prahova prin care se încerca să-i ajute pe cei de la pensiune să fie în legalitate, dar nici măcar acest lucru nu a fost urmărit. Există până și un dosar DNA care a verificat posibilul abuz de serviciu pentru că cei de la ISU nu și-au făcut treaba. Mihai Drăgan era în funcție de șef al ISU Prahova. Dosarul DNA a fost clasat, însă el va fi redeschis abia acum, după tragedie. Dar ce a făcut Inspectoratul Teritorial al Muncii, adică ITM-ul? Un control în 2020. Erau 11 angajați acolo, legal cu carte de muncă. Nici ITM nu a făcut nimic.
În schimb, aveau autorizație pentru blocul alimentar. Cei de la DSV au dat această autorizație și culmea, deși era complet ilegală, pensiunea clasificată de Agenția Națională a Turismului, cea care este în subordinea Ministerului Turismului și chiar era specificată și recomandată pe site-ul Ministerului Turismului. Cei de la ISU Prahova au făcut un control, au găsit câteva nereguli, dar nu au luat măsuri. De ce? Simplu, fiindcă ulterior ISU își făcea chiolhanele gratuit unde? Ați ghicit, la ferma dacilor. Și din nou, revenind la sloganul apărut după incendiu de la colectiv, corupția ucide. O nouă categorie de pensionari speciali. Parlamentarii puterii nu se dezmint și în loc să încerce să scape de pensiile speciale existente, pun numărul la crearea unora noi. Printr-o modificare adusă legii de funcționare a instituției, a apărut o nouă categorie de beneficiari ai pensiilor de serviciu, așa cum sunt numite pensiile speciale, și anume angajații de la Consiliul Legislativ. Prin modificarea legii, parlamentarii au hotărât ca angajații de la Consiliul Legislativ să aibă beneficiile pe care le au funcționarii publici parlamentari. Unul dintre aceste beneficii este exact pensia de serviciu. Proiectul de lege a trecut de forul decizional cu 80 de voturi pentru și 27 împotrivă. Potrivit ultimilor date, 104 posturi erau ocupate la Consiliul Legislativ, instituție care are 111 angajați în organigramă, iar printre marii beneficiari este însuși Florin Iordache, cel cu modificarea legii justiției, noaptea, ca hoții. O altă categorie care ar urma să beneficieze de pensii este cea magistraților asistenți de la CCR. Proiectul a fost depus de mai mulți parlamentari PSD. Potrivit ultimei organigrame a CCR, în instituție sunt 23 de posturi ocupate de magistrați asistenți, adică cei care ar beneficia din anul 2024 de pensii speciale. Deci parlamentarii PSD-PNL nu se dezmint și în loc să reducă sau să anuleze pensiile speciale, ei fabrică pe bandă rulantă și alte categorii de privilegiați. Cu alte cuvinte, țara arde și baba se piaptănă. Renovare de dincolo de limita Chiciului. Recent, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a inaugurat cu mare fast finalizarea lucrărilor de restaurare a vestitei Bojdeuci din Țicău, a lui Ion Creangă. Numai că, în loc de ceea ce știau românii, a apărut o casă modernă, un adevărat chici. Practic, noua clădire nu mai seamănă deloc cu cea în care și-a dus veacul marele scriitor. Imediat, Academia Română a reacționat, criticând renovarea Bojdeucului Creangă, catalogând-o drept renovare dincolo de limita chiciului. Și cu toate comentariile ulterioare, care au fost critice și negative, liberalul Costel Alexe susține sușitare că renovarea Bojdeucii lui Ion Creangă s-a făcut cu restauratori avizați. Răspunsul a venit tot de la Academie. Procesul de restaurare a fost pervertit de o viziune înclinată spre modernizare excesivă, cu totul nepotrivită pentru a conserva atmosfera de odinioară. Dar ce contează părerea celor avizați pentru liberalul Alexe? El a învățat probabil la școală că pe vremea lui Ion Creangă se foloseau materiale precum betoane, tablă galvanizată și eventual termopane. Și în plus, trebuie să spunem, Consiliul Județean Iași a cheltuit o sumă importantă pentru penibila restaurare. Iar noi în continuare ne plângem că străinii vor să ne fure identitatea națională. Nici nu este nevoie să o facă, fiindcă singuri ne distrugem trecutul. După azilele groazei, firea se vrea iar primăriță. Amestecată până în gât în sinistra poveste a azilor groazei din Voluntari, localitate condusă cu mână fortă de soțul ei, Florin Pandele, Gabriela Firea, după o scurtă perioadă de așa zisă penitență, și-a făcut curaj și cu ajutorul unor televiziuni prietene s-a lansat în cursa pentru primăria Bucureștiului. Și și-a început campania un atac la opoziție. USR se cațără pe drama unor oameni. Atacul a venit ca un răspuns la declarația lui Cătălin Drulă, cel care atunci când s-a declanșat scandalul azilelor groazei, lansase un atac la adresa fostului ministru al familiei și îi reproșase premierului Marcel Ciolacu faptul că a încurajat clanurile mafiote din Ilfov cu ramificații în PNL și PSD. Într-o postare la care a șters toate comentariile, negative în majoritate, doamna Firea a răspuns la minciunile aduse la adresa ei, a familiei și cunoscuților ei, și a spus că am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât.
ceea ce, în realitate, era un răspuns la afirmațiile purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Este total nedrept să fiu scoasă, țap ispășitor, a mai zis doamna Firea. După care, tot doamna Firea întreabă retoric. Chiar crede cineva că eu aș fi putut închide ochii la asemenea suferințe? Amintim că în acele zile, oamenii erau ținuți flămânzi, fără îngrijire medicală, cu răni până la os și plini de fecale. După care, cu ochii în sus, doamna a spus plină de ipocrizie. Sunt un om cu iubire și frică de Dumnezeu. Familia mea este cu iubire și frică de Dumnezeu. Nu suntem niște farisei. Credința ne măsoară doar Dumnezeu, iar El nu are nume și prenume pe pământ. Dumnezeu nu are nevoie de purtător de cuvânt pentru a se exprima, ci este tragic pentru întreaga societate creștină dacă am ajuns să fim persecutați că purtăm cruci la gât, cistim icoane și spunem, Doamne ajută! La televizor, Madame Firea a negat orice legătură cu persoanele amestecate în scandalul azilelor groazei, dar Centrul de Investigații, Media și Buletin de București au scris și demonstrat că în spatele abuzurilor din centrele pentru persoane cu dizabilități se află o încrengătură de cumetrii și legături între abuzatori și angajații statului, care trebuiau să îi oprească pe aceștia. Astfel, Nela Vica Andrieș, fostă Vrânceanu, sora Gabrielei Firea, a condus asistența socială locală din voluntari chiar în perioada în care abuzurile aveau loc, arată documentele consultate de reporterii Centrului de Investigații și Buletin de București. Imediat după apariția investigațiilor, sora ministrului Firea s-a transferat, iar acum lucrează la DGASPC Ilfov. Tot în perioada publicării investigațiilor, Ligia Gheorghe, care a cerut să fie suspendată din funcție de consilier a ministrului familiei Gabriela Firea, după apariția investigațiilor, a transmis prin echipa de comunicare a ministerului că și-ar fi dat demisia din asociația Sfântul Gabriel cel Viteaz încă din martie 2022. În realitate, Ligia Gheorghe a ieșit din asociație la două zile de la publicarea primei investigații despre neregulile din centrul asociației din Pipera, adică pe 26 ianuarie 2023, conform investigației semnate de jurnalistul Ovidiu Vanghele. Iar Gabriela Firea a avut multe legături cu asociația care abuza zeci de persoane. Pe lângă strânsa prietenie cu vicepreședinta asociației Sfântul Gabriel cel Viteaz, ea a fost apropiată și de președintele ONG-ului Ștefan Godei, reținut și apoi arestat în acest caz. Fost vicepreședinte al Organizației Tineretului Social Democrat Ilfov în 2013, Godei a ajuns suficient de apropiat de familia Firea Pandele, încât să participe la botezul fiului acestora, petrecere ținută la hotelul finului lor, Robert Negoiță. Deși Firea a negat legătura cu Godei, acesta a făcut parte din cabinetul ei senatorial și pentru o perioadă a fost chiar șoferul personal al acesteia. Acum, doamnei Firea nici că a mâncat usturoi, nici că îi pute gura. Și doamna se crede pură și vrea din nou la primăria capitalei, primărie pe care o falimentase în trecutul mandat. Sau, cum se spune în popor, nesimțirea nu are limite. Un nou an, un nou scandal în coaliție. Noul an a început cu atacuri în coaliție. Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a spus într-un interviu pentru Prima News că liderul PNL Nicolae Ciucă nu e făcut pentru politică. Nu-i din filmul ăsta, a declarat europarlamentarul PSD, care nu-l vede pe Ciucă în postura de candidat PNL la alegerile prezidențiale. Dacă PNL iese prost la alegerile europarlamentare, domnul Ciucă nu va mai fi președintele PNL. Hai să fim serioși, a mai spus domnul Mihai Tudose. Imediat a venit și replica lui Ionut Stroie, purtătorul de cuvânt al liberalilor, care a spus că Nicolae Ciucă a venit în politică având o carieră solidă, de o viață întreagă, aspect care îi complexează probabil pe unii. Nu știu ce l-a determinat pe domnul Tudose să se transforme în analist politic la începutul anului. Nicolae Ciucă a venit în politică cu o carieră solidă, de o viață întreagă, o carieră militară, cu o recunoaștere publică internațională, lucru care probabil pe unii îi complexează puțin. Sau, în situații de genul acestora, îi face să se simtă mai mici. Domnul Mihai Tudose probabil se uită la alt film, un film al politicii românești unde e nevoie de scandal, lipsă de politețe, de lipsă de competențe, de fel de fel de atacuri. Dacă domnul Tudose preferă o altfel de politică, una cu scandal, amintit din epoca Dragnea, apropo de modul în care a fost nominalizat premierul, România, sunt sigur, că nu mai vrea în acel film, vrea altceva în 2024.
Deci nu e pace sub măslin, ci este clar că suntem într-un an cu 5 sesiuni electorale și fiecare partid își face pârtie chiar dacă pentru asta trebuie să dea la joale aliatului din actuala coaliție de guvernare. V-am prezentat un alt material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valiconea vă urează toate cele bune!